Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, de multe ispite fiind cuprins, alerg către Tine, căutând mântuirea mea. O Maica Cuvântului Fecioară, de supărări și nevoi mântuiește-mă. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amarele chinuri și tulburări, de multă mâhnire, pornind umplu sufletul meu. Alină-l, Fecioară preacurată, cu liniștirea cea dată de Fiul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe Tine ca una ce ai născut, pe Mântuitorul, te rog scapă-mă din nevoi, că acum venind eu către Tine, îmi întind sufletul, mintea și gândul meu, și acum și pururea și... Cum poate fi definită foarte pe scurt tinerețea? Dacă vezi un tânăr liber, entuziast și plin de bucurie, zici că acesta, având libertate, entuziasm și bucurie, este un om liber. Și bine este să te lupți să păstrezi acest triplu diamant, să fii liber, entuziast și bucuros. Și sunt unii tineri care reușesc să intre în maturitate cu aceste trei fără să le piardă. Sau fără să le piardă întru totul. Și sunt alții, și fiecare dintre voi vă regăsiți ori în prima categorie, ori în a doua, sau o să vă regăsiți într-o bună zi, într-una din două sau pe la mijloc pe undeva. Cea de-a doua categorie sunt tinerii care pierd. Datorită unor pricini legate poate și de ei, de context, de părinți, de societate, pierd și libertatea, pentru că devin dependenți de internet, de desfrânare, de băutură și toate aceste sclavii fac ca tânărul să nu mai fie liber. Își pierde și entuziasmul pentru că se plafonează, cade în rutină, în obișnuință, se plictisește, nu mai are foc în inima lui și a pierdut și această latură a tinereții numită entuziasm. Iar bucuria o pierde și pe aceasta, pentru că s-au adunat multe în viața lui, în viața celor din jurul său, puțin câte puțin, la început, fără să-și dea seama, o umbră de tristețe pătrunde în inima lui și pierde și acest lucru. Nemțișor este o provocare să fii voluntar, pentru că pe lângă partea de lucru pe care o facem aici în Poiană, începând cu tunsul ierbii, datul cu grebla și tot ceea ce înseamnă o poiană impecabilă, până la partea de rugăciune, pentru că fiecare dimineață am participat la Sfânta Liturghie și după ce am luat micul dejun am început treburile ce trebuiau realizate. Faptul că fiecare dintre noi poate mult mai mult decât crede. Când crezi că nu mai poți, mai poți un pic. Și atunci când crezi că nu mai poți să realizezi lucrul ce este făcut, îți dai seama că tu pregătești poiana asta pentru Dumnezeu, dar și pentru toți tinerii și se vor bucura de ceea ce noi am făcut aici. A fi voluntar la Nemțișor presupune multe lucruri importante. Presupune în primul rând o chestiune pe care noi oamenii încercăm în societate să o facem cât mai bine, lucrul în echipă. Îți dai seama după o săptămână de muncă cu aceiași oameni, cu aceiași voluntari, iată foarte mulți participanți care doresc să vină să se așeze împreună în dialog, să formeze o familie, o echipă din care să culeagă idei importante pentru viitor și de ce nu pentru viață. Este într-adevăr un moment în care ne bucurăm și de munca noastră și de faptul că tinerii participați au răspuns invitației noastre, invitației părinților a Mitropoliei în fond la această formă de a fi împreună și credem că aceste întâlniri trebuie să se repete cât mai des într-o formă cât mai colocvială nouă. Cred că cel mai important lucru cu care plec este că tinerii au nevoie sau simt încă nevoia de a fi împreună, deși poate, mă repet, am văzut lucrul ăsta zilele acestea foarte bine pronunțat, foarte bine accentuat și m-a bucurat în mod deosebit. Ai născut bucuria tuturor, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.